Suntem la rațiunea zilei, începând din acest moment. A venit Cătălin Striblea și pe Facebook Radio Europa FM. Salut, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit! Foarte, foarte curios suntem despre ce ne mai vorbești la ora asta. Despre cum mai gândesc partidele despre noi. Cum ar fi, există o controversă, puțin spus, iscată de AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Așa. Știți voi, partidul lui George Simion și al lui Claudiu Târziu. Ei au scris pe internet, pe Facebook, în felul următor și au invitat susținătorii să facă o listă cu cele mai toxice publicații din presă și, desigur, când faci o astfel de invitație, vin sute de mesaje în care oamenii asimilează cu toxic tot ceea ce nu este pe placul lor. Și chestiunea asta a stârnit chiar și o reacție a premierului, dar eu cred că trebuie spus mai mult de atât. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Chestionat pe această temă, domnul prim-ministru a trimis un mesaj pe Facebook și spune așa că premierul Ciucă și conducerea guvernului, de fapt guvernul României, respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor. Citez, libertatea de exprimare și liberul acces la informație sunt garanții ale unei democrații consolidate și ale funcționării statului de drept. Sigur că mesajul e foarte frumos și mulțumim premierului pentru această atitudine normală, ca să zicem așa. Numai că fac aici o paranteză mai lungă. Domnia sa dă declarații oficiale foarte sfărăitoare, dar în același timp, când vine de vorba de liber acces la informație, să știți că acolo aveți de muncit, domnul Ciucă. Adică în calea presei din România, presei oneste și care își face treaba, sunt trase tot felul de linii și de bariere ca să nu se afle informația exact. Uite, încercați dumneavoastră cu plagiatul dumneavoastră. Și aici închid paranteza, pentru că nu domnul Ciucă este, cum să zic, personajul principal, deși această notă este binevenită. Gestul făcut de AUR este mai mult decât tulbure și provocator și extremist. De ce? Pentru că într-o țară presa este unul dintre lucrurile pe care se consolidează democrația. Eu sunt de acord că nu tuturor ne place presa și nu toată presa este bună. Astea sunt lucruri firești. Și mie unuia îmi displac anumite instituții de presă, da, sau consider că nu-și fac treaba. În egală măsură, sunt oameni care muncesc foarte bine, foarte corect, onest în România, încercând să-și facă meseria cât mai bine. În momentul în care al doilea partid al țării ca intenție de vot, în momentul ăsta, astăzi a apărut un sondaj, da, în care AUR este creditat pe locul 2 în România. În momentul în care un partid ca acesta vine și își invită susținătorii să spună cine este bun și cine este rău în viziunea sa și să facă o listă publică cu oameni care, sau cu instituții care nu sunt toxice, cum zic ei, ăsta este un pas sau o invitație la linșaj public, da? Pentru că oamenii vor fi încurajați de acum înainte dacă cineva cu autoritate parlamentară, ăsta e un partid parlamentar care e plătit din bani publici, să nu uităm asta. Partidele parlamentare primesc bani de la buget, da? Unii dintre ei greșesc în mod fundamental când dau bani către presă și presa care ia bani de acolo îi acceptă și mă refer, trebuie să știți că Europa Liberă a făcut niște dezvăluiri în ultima vreme în care o parte din bugetele partidelor ajung către diverse instituții, către televiziuni, da? În special, nu faceți confuzie cu campaniile de vaccinare, ci sunt bani pentru diverse contracte. AUR, la rândul, îi primește acești bani publici, nu știu dacă plătește presă în cazul lor, nu, n-am văzut acest lucru, dar, în schimb, ei, de banii aceștia, promovează tipul ăsta de mesaj. Ori asta este complet greșit, pentru că toți oamenii aceștia vor fi invitați mâine să scrie, de fapt ăsta e sentimentul, bă, aici nu există bariere, mâine îi scriem lui jurnalistul X că este toxic, poi mâine îi scriem lui jurnalistul X că este toxic și că nu ne place, poi mâine mergem și îl scuipăm pe stradă, cum s-a mai întâmplat în istoria noastră. Ori astfel de atitudini nu pot consolida niciun fel democrația. Nu-ți place?
critică ce au de spus oamenii ăia. Dă-i în judecată. Avem instituții care să facă chestiunea asta. Listele sunt de altă sorginte. Dar nu crezi că există vreun partid în vreo țară care să aibă toată presa de partea lui? Poate doar în Coreea de Nord, că ei n-au ce să facă. Da. Dar în altă țară există presă pro și contra unui partid sau altuia. Da. Și oamenii funcționează relativ bine împreună și nu fac liste cu cât de sunt ceilalți. Dar acesta este un partid obișnuit să trăiască din scandaluri, da? Or, lor li se pare asta în condițiile în care sigur că presa din România nu are credibilitate și are un milion de probleme. Lor li se pare cu atât mai puțin mai important, cum să zic, sau aproape firesc li se pare după ce au zis că Holocaustul e o chestiune minoră, dar aminte să mai spui de presa din România care și așa merge târâși grăpiș că e proastă, știi, sau că e toxică. Îți vine foarte ușor să spui chestiunea asta. Cătălin, îți mulțumim pentru comentarii. Te așteptăm mâine la România în direct. Cea mai bună varietate e aici. All day long, all the time. Pe aceeași frecvență cu tine. I love the music. Europa FM.